Sala sporturilor din Constanța a fost ocupată și jucătorii HCM au ales să se antreneze pe terenul sălii sporturilor Iftimiei Elisei din Medgidia. Antrenamentul a durat mai bine de 2 ore, timp în care jucătorii antrenați de Zvonko Sudovski și-a pus la punct mai multe scheme, combinații și, în mod special, condiția fizică. A training was good. I first come here in this hall to do training. My team was last year, but hall is very correct. It's good and with good floor, what is very important for us. Yes, normal. We start to prepare the team for the future match because we don't have game particularly 1 month. Seven players was with the national team, and this was a hard period from tactic from us. Următorul meci al jucătorilor de la HCM este împotriva echipei bucureștene Dinamo. Constanțenii se află pe primul loc la egalitate de puncte cu Potasia Turda și Dinamo București. Jucătorii constanțeni speră ca în acest an să aducă iar la malul mării titlul de campion național, dar și Cupa României. Dinamentul de astăzi, cum a depus? Extraordinar de bine. Totul este perfect. Sunteți pregătiți pentru următorul meci? Da, bineînțeles, tot timpul suntem pregătiți. Am avut o pauză bine meritată și acum mai avem câteva zile și reîncepem campionatul. Trofeul va veni și anul acesta. Bineînțeles. Și cupa și campionatul. Foarte bun. Am încercat să rezolvăm situații 6 contra 5. Cu siguranță și antrenamentele următoare vor avea ca temă ceva asemănător pentru a pune în aplicare meciul cu Dinamo. A decurs bine. Un antrenament frumos. Am reușit să punem ceva combinații la punct. De ce la meci? Pentru că se joacă un meci de Champions League de volei în sala noastră și nu ne putem antrena pe suprafața lor pentru că nu au semicer. Și am venit aici pentru că aveți un parchet foarte bun. Parchetul e bun din sală și ne ajută. HCM a ales să se antreneze în sala sporturilor din Medgidia, deoarece în Constanța se dispută meciul de Europa League al celor de la CVM Tomis Constanța.